ai terminat serviciul, ai făcut cumpărăturile, ți-ai luat niște legume de-o zi, acum a venit momentul să te relaxezi. Nu te întinde pe canapea, aici ne odihnim activ. Uiți de tabele, uiți de șefi și îți dau eu o rețetă de ceva fain. Deci azi facem ceva gustos cu mazăre. Era mic, mâncam mazăre cel puțin o dată de săptămână. Tăiat așa mai gros un pic, da? De data asta vreau să le tăiesc doar în două. Ca să fie cât mai mari. Ne mai jucăm cu niște pătrunjel. Rețineți minte că acum facem ceva gustos cu mazăre. Toată cratița asta eu o să o mănânc. Doar eu. Și vă învăț o treabă. Dacă vreți să fie dulce și bună, ia fii atent aici. Morcov. Dar nu mult. Cât să-i dea așa un pic de dulceață? Și țineți minte că nu pune nimeni unt în mâncarea de mazăre. Ei bine, Scărlătescu pune și de acum încolo o să puneți și voi. Fac pariu că o să vă placă la nebunie. Epuișorul, după ce l-ați gătit la cuptor, îl puneți în mazăre. Abia aștept. Puiul faceți dinainte în cuptor din cauza faptului că mazărea e prefiartă. Și dacă o să faceți puiul crud cu mazărea în același timp, o să stricați mazărea. Și e păcat. Chiar atât de gustoasă. Țineți minte ce vă spun. Nu numai că miroase și că arată exact ca acasă, dar n-ați mâncat în viața voastră o mazăre mai cremoasă ca asta. Poftă mare. Dosi. Pentru gusturi și pofte.